dimineața, Vaslui! Bună dimineața, vasluieni! Ziua absolventului 2016, o nouă sărbătoare a orașului nostru. După 4 ani petrecuți în liceele lor, 1250 de elevi pe clasa 12-a vom lăsa în urmă gânduri și imagini, chipuri și voci care vor rămâne gravate în memoria lor afectivă. Forfota și zarva de pe golurile liceilor vor căpăta pentru o vreme alte sonorități, căci seniorii se vor fi retras pe pregătirea testului major al bacalaureatului. Acuratență și superanță! Să întâmpinăm!
bună dimineața și bine ați venit liceene anului 2016. Bun venit, dragi elevi, de clasa 12-a, azi, aici, în acest loc, plin de semnificații emblematice ale orașului în care trăim, Vaslui. Ziua absolventului, pintată de mult în tradiție, vasluienii o așteaptă în fiecare an cu bucurie și emoție. Că nu ați venit singuri, așa că aș vrea să vă aud, acabându-i pe cei fără de care niciunul dintre voi n-ar fi ce este astăzi, dascării și părinții voștri. Nu aveau cum să lipsească de la acest moment atât de special din viața voastră nici oficialitățile Vasluiului, care prin prezența lor vă dovedesc încă o dată cât de mult însemnați pentru noi toți. Aplaudați-le așa cum știți voi mai bine! Dar să începem festivitatea de astăzi. Invităm acum Corala Fantazia și dirijorul ei, profesorul Vasile Negură, pentru a deschide festivitatea de astăzi cu imnul de stat. Stimați părinți, stimați participanți la această minunată zi, ziua absolventului de liceu 2016. Iată-ne așadar la cea de-a 5-a ediție, ediție care încununează cei 4 ani de activitate ai dumneavoastră. Dați-mi voie să vă transmit mesajul primarului cu ocazia acestei sărbători. Azi,
o nouă generație de liceeni vine să-și reverse bucuria și emoția și recunoștința după ce au străbătut în alai orașul, zbuciumându-i liniștea cu explozia lor de lumină, culoare și exuberanță. Dragi liceeni, dacă emoțiile ar barola greutatea lor în aur, aș fi un om deosebit de bogat, căci fiecare asemenea trebuie, fiecare sfârșit de an școlar îmi inundă sufletul cu bucuria și mândria unei noi generații care finalizează ciclul de învățământ liceal. Astăzi sunteți tulpina din care izvorăște deopotrivă bucuria și tristețea unui final. Însă știu că veți întinde aripile, veți ridica frunțile și veți înfrunta singur marea de frământări în alegerea drumului în viață, oceanele de posibilități de împlinire și succes. Oriunde veți pleca, sunt sigur că veți reveni mereu, iar pașii vi se vor îndrepta sigur spre școală și profesori. Epoa anilor de liceu se va transforma într-un curtej de impresii, întâmplări, chipuri și experiențe trăite. Păstrați-le în voi, faceți-le parte din voi și peste ani veți simți ce simt și eu acum, dorul chinuitor de dulce al anilor de liceu. Dragi profesori, voi faceți ca această zi să fie specială prin dăruirea fără margini, prin risipa de experiență profesională și infinită răbdare și pasiune pentru delicata dumneavoastră muncă. Voi dascălii Vasloiului, legați fără de capăt o generație de alta, lăsând în fiecare dintre acești adolescenți o parte din inima și din frământarea voastră la catedră. Generația 2016 va fi cu siguranță motiv de mândrie și de emoție și vor face cinste liceului lor și profesorilor în următor. Stimați părinți, ați plămădit în fiecare licean absolvent o mare parte a inimii dumneavoastră. Speranțe, griji, nopți nedormite, dorințe de mai bine și ați insuflat fiecărui copil ambiția reușitei în viață, dorința de afirmare. În numele lor, vă mulțumim pentru sacrificii și vă suntem recunoscători că i-ați susținut și i-ați crescut să fie oameni cu adevărat. Iar vouă, adolescenți, cu lumea la picioare, vă doresc să deschideți fereastra lumii spre orizonturi minunate, spre o viață frumoasă, spre împliniri personale și profesionale. Să nu uitați poporul, să nu uitați Vasluiul, locul pe care să-l numiți mereu acasă, indiferent unde veți ajunge în lumea asta. Absolvenți ai ciclului 2012-2016, vă doresc baftă la bac, baftă la admitere și multă dragoste. La mulți ani, generația 2016! Distinse autorități, stimați domn profesor și dragi absolvenți 2016. Chiar dacă ziua de astăzi nu este una cu mult soare, eu sunt convinsă că viața voastră va fi una senină și frumoasă. Și va fi așa pentru că datorați mult școlii și cred că ați acumulat și cunoștințe și deprinderi și mai ales educație. Să vă aduceți aminte de anii de liceu și nu numai, de toți anii de școală, că sunt anii care v-au format și care vă dau drumul în viață. Îmi doresc foarte mult să cinstiți școala, să cinstiți orașul și județul din care proveniți, să fiți mândri că ați învățat pe aceste meleaguri și, dacă se poate, dragi absolvenți,
peste un an, peste 2, 4 sau eu știu câți, să vă întoarceți acasă, pentru că aici sunt multe lucruri de clădit. Sunt convinsă că ne veți reprezenta oriunde cu fruntea sus. Astăzi este o zi emoționantă. De fapt, mâine finalizați cursurile. Sunt ultimele zile de liceu. Păstrați-le la modul cel mai frumos în memoria voastră, ca de altfel orice zi de școală. Se apropie examenul și încă mai aveți timp să mai acumulați câte ceva, să mai fixați pentru a avea succes la bacalaureat. Sunteți o generație frumoasă și sunteți o generație bună, pentru că dintre voi avem foarte, foarte multe rezultate deosebite, mulți olimpici. Vă felicit pe toți pentru toate rezultatele de până acum și vă doresc să finalizați cu bine și să treceți cu bine bacalaureatul și să fim printre primele români în țară. Mult, mult succes și la bacalaureat și în viață, iar profesorilor multă răbdare și dăruire, așa cum vă știu că aveți dintotdeauna. Succes! Bună dimineața tuturor! Îmi face o deosebită plăcere să mă uit la voi, dragi elevi, stimați profesori, dragi părinți, distinse autorități. A trecut ceva vreme de când acest moment face ca Vasluiul, comunitatea noastră, să vibreze de emoții, să genereze o mândrie aparte. Aș vrea să știți că în calitate de profesor, dar și reprezentant al Consiliului Județean, mă mândresc cu acest lucru. Mă bucură prezența dumneavoastră aici, la kilometru zero, care să vă dea și să vă insufle motivația de a păși în anii maturității așa cum trebuie. Au trecut ani, au trecut ani copilării, adolescenții. Să-mi spună mie cineva când au trecut acești ani. Să-mi spună mie cineva când vor trece anii maturității. Aș vrea să vă adresez un îndemn. În pașii dumneavoastră spre maturitate trebuie să vă bucurați de viață. Trebuie să aveți în vedere că roadele vieții nu sunt doar în lucrurile mari. Să fiți atenți și prudenți și întotdeauna însoțiți de speranță în tot ceea ce faceți. Să nu uitați de unde ați plecat, dincolo de formarea profesională. Să aveți în vedere că vă formați pentru societate ca oameni. Să fiți solidari, să oferiți societății întotdeauna priceperea, dăruirea și dragostea dumneavoastră. Nu sunt cuvinte mari, pentru că nu vă formați ca indivizi izolați. Aveți nevoie de prieteni, aveți nevoie de o motivație civică. De aceea, eu vă îndemn în drumul dumneavoastră spre maturitate să fiți atenți și prudenți, să cereți sfatul părinților, profesorilor voștri, care au depus mult suflet ca voi să vă formați ca oameni și să fie mândri de voi. Vreau să vă doresc eu mult succes la bacalaureat, la examenele vieții și să nu uitați niciodată de rădăcinile dumneavoastră. Mulțumesc că m-ați ascultat și mult succes în tot ceea ce întreprindeți. Prefecturii, vă adresează un cuvânt, domnul subprefect Mircea Borovan.
distinse oficialități, stimate cadre didactice, dragi părinți și copii. Mă bucur și totodată mă simt onorat să mă aflu astăzi alături de voi, cei ce veți face un pas de la adolescență la maturitate. Țin să vă reamintesc câteva lucruri. Să nu uitați că sunteți vasluieni. Să ne faceți să fim mândri de voi și să nu uitați că profesorii voștri se vor bucura de succesele și realizările voastre viitoare. Din acest motiv, va trebui, ca ori de câte ori îi veți întâlni, să le mulțumiți și să le arătați stima voastră. Merită respectul nostru a tuturor pentru eforturile pe care le fac. În ultimul rând, vreau să vă mai dau un sfat. Indiferent ce veți face de acum încolo, să dați dovadă de seriozitate și să arătați tuturor că la Vaslui au fost educați tineri de succes. În încheiere, vă urez tuturor baftă la examenul de bacalaureat. Vă mulțumesc! De astăzi. Vom invita pe rând directorii liceilor, fiecare dintre domnile lor, însoțit de șeful de promoție și de elevul de clasa 11, care va prelua cheia succesului. Ordinea intrării este cea pe care ați respectat-o la intrarea pe platou, așa că acum invit în scenă pe domnul director Chiociu Ionuț, elevul Tudor Berezan, șef de promoție de la 12A și Bianca Căldare, clasa 11A Maș. Bună dimineața! După 4 ani de muncă, am făcut momentul absolvirii. Vreau să vă felicit pentru tot ce ați făcut pentru unitățile școlare. Visez și doresc ca pe viitor să reprezentați Vasluiul cu cinste. Mult succes la examenul de bacalaureat și vă rog frumos să nu uitați de dascălii voștri, de școlile voastre și de toți cei care, faptul care v-au ajutat să deveniți oameni. Mulțumesc frumos și succes! Tudor, te invităm să adresezi câteva cuvinte colegilor tăi de generație. Stimați profesori, dragi colegi, sunt onorat să reprezint liceul Program Sportiv, o școală care m-a format ca om și sportiv. Am petrecut împreună 4 ani plini de emoții, dar și de satisfacții. 4 ani deosebiți. Aș vrea să le mulțumesc cadrul didactic pentru sprijinul acordat, pentru că ne-a deschis un drum și ne-a fost modele. Le urez tuturor colegilor baftă la examenul care ne așteaptă și mult succes la facultate. Mult succes în viață! Mulțumesc. Alături de eleva noastră,
polcovnicul Elena, care va prelua, care urmează sau ar fi urmat să preia cheia succesului, se află și eleva Bolea Elena, pentru că sunt ambele cu aceeași medie și astăzi este prezentă lângă mine Elena Bolea. Deci vă rog să aplaudați pe ea și pe colega ei care se pregătește pentru un alt examen și ne este prezentă acum. Este momentul vostru, moment de sărbătoare, pentru care noi profesorii vom vorbi astăzi mai puțin. Ceea ce am avut de spus, v-am spus în tot acești 4 ani. La fel și ceea ce am avut să vă învățăm sau să vă arătăm. Astăzi este momentul vostru să demonstrați că munca noastră va avea într-adevăr rezultate. Ați demonstrat-o pe parcursul celor 4 ani când v-ați prezentat la numeroase concursuri și ați adus pentru Vaslui numeroase premii. Cert este că aici se face carte și ne mândrim cu voi. Bacalaureatul urmează, vă doresc mult succes, mult succes la admiterea la facultate și mult, mult noroc în viitor. Mulțumesc! Și aș fi putut pentru că sunt șef de gravație. Nici nu ce-am luat. Aș vrea doar să transmit câteva de la absolvent la absolvenți. Deși emoțiile sunt foarte mari. Îmi place să spun că Limejul se aseamănă cu un creion. Pare amuzat. Creionul sau pixul sau orice alt instrument de scris îl individualizează pe elev. Iar ca elevul să devină cel mai bun creion, metaforic vorbind, trebuie să-și conștientizeze calitățile. Una dintre ele. Vei putea să faci lucruri mărețe doar dacă te lași condus de cel care te ține în mână. Profesorii, colegii, părinții sunt cei care ne-au condus pașii până astăzi și iată suntem absolvenți. Vei experimenta și momente mai neplăcute. O transformare dureroasă, la fel ca creionul care trebuie să suferă o transformare a cunoscuților. De asemenea, nu uita că ai capacitatea de a șterge. La fel ca rădierea unui creion, poți corecta ceea ce ai greșit. Doar cu o singură condiție, să nu repeți greșeala. Cea mai bună parte a creionului este cea din interior. Indiferent de situație, trebuie să scrii. Trebuie să lași o urmă clară, inteligibilă, indiferent de situație. Personal, mulțumesc acelor persoane care mi-au condus pașii până astăzi și care m-au ajutat să înțeleg aceste calități. Mulțumesc profesorilor de la Liceul Emil Rakovița, profesor excepțional. Mulțumesc părinților care mi-au dat o educație aleasă. Mulțumesc colegilor mei de la 12 cer, prietenilor care m-au încurajat și care au făcut posibil ca astăzi să fiu șef de promoție LR 2016. Vă urez succes la bacalaureat, la admitere și în continuare la facultate. Vă mulțumesc! Și județene, stimați părinți, stimați colegi, dragi elevi,
Suntem astăzi prezenți la tradiționala sărbătoare a absolvirii anilor de liceu. Să ne bucurăm așadar, să ne bucurăm așa cum spune imnul absolvenților. Să ne bucurăm că suntem tineri, voi foarte tineri, noi încă tineri, dar stăpâniți de speranțe, unele împlinite, altele se vor împlini. Câte promoții nu au trăit aceleași sentimente, gândindu-mă că în curând școala noastră va împlini 100 de ani. Ce școală minunată! Ce profesori devotați! Absolvenți care fac performanțe în toate domeniile! Dragii mei, absolvenți ai Colegiului Economic Anghia Dorugina, așa cum spuneți voi, o dragoste, un prieten, cărțile, lumea de ieri, toate acestea se construiesc. Asta înseamnă că am clădit împreună, cu dăruire, cu devotament, cu încredere în propriile forțe și în propriile idei. Să vă urmați visele și să faceți în viață exact ceea ce credeți că vă împlinește cu adevărat. Păstrați-vă puritatea tinereții, păstrați-vă entuziasmul și să vă fie călăuze în viață fericirea, binele, frumosul și iubirea. Pentru că iubirea înseamnă putere, înseamnă forță, explică lucrurile și sensul vieții noastre. Și pentru că frumusețea unui om vine totdeauna din interior, vă doresc să rămâneți frumoși și să ne întâlnim peste ani la fel de tineri. Mult succes! Și sper să pășim spre acest început cu onoare și cu fericire pentru ceea ce va urma. Vă doresc multă baftă la bacalaureat, să realizați tot ceea ce v-ați propus și să ne revedem în 2026 sănătoși, fericiți și împliniți. Vă mulțumesc! Liceul Ion Minco. Șefa de promoție, eleva Diana Veica, clasa 12H. Ea cu ea succesului, Diana Luiza Coisic. Și ne vorbește domnul director, Ovidiu Lișeli. Doamnelor și domnilor profesori, stimați părinți și mai ales dragi absolvenți, Hristos a înviat. Într-un cuvânt care trebuie să fie sintetic în acest moment de despărțire, aș spune doar câteva idei, încercând totodată să surprind în metafore prea plină trăire. În fapt, acum celebrăm împlinirea în sine a școlii, substanța și conținutul acestor 12 ani de efort extraordinar. Încrustarea pe răbojul vremii a unei alte generații ai liceului Ion Mincu oferă plăcutul prilej pentru absolvenții acestei școli și pentru zeci de profesori din trecut și de astăzi să-și îndrepte gândurile spre școala care le-a luminat calea vieții, le-a oferit posibilitatea de a deveni oameni de caracter, prețuiți și respectați la locurile lor de muncă și în viața socială. Ne trăim cele mai plăcute crâmpâie din viața de elevi
profesori, mai tineri sau mai vârstnici, ne simțim fericiți că am ajuns să sărbătorim încă o generație de absolvenți și să ne bucurăm de progresele și realizările școlii. Aniversarea de acum este un omagiu adus amintirilor în care s-a convertit tot ce a scris aici, alături de dascării dumneavoastră, în simultaneitate cu valorile prezentului în care s-a moderat ființa dumneavoastră. În primul rând, e paradoxal că trebuie să celebrăm o despărțire. De obicei, la despărțire ne primesc un pierd pe misiune, când părăsești un loc, când ne despart de o ființă dragă. Un moment de tristețe, de reflexie, de durere, această durere într-o bucurie a numirii noastre ca profesor. De fapt, voi absolvenții sunteți cei care puteți spune acum, dar mai cu siguranță peste 10 sau 20 de ani, când vă veți întoarce dacă momentul școală, momentul an de liceu, a reprezentat acea experiență fundamentală care v-a făcut să vă găsiți vocația, aptitudinea, drumul sau visul. Cred că la final de an de liceu veți arunca o privire peste umăr, spunându-vă că inevitabil totul devine trecut, clipa devine trecut, dar acest trecut ne îmbogățește, ne dă sentimentul că prin ceea ce facem, timpul poate fi cucerit. Vă doresc ca prin ceea ce veți deveni în anii ce vor urma, să aveți puterea de a visa, puterea de a iubi, gândul critic interrogativ, puterea opiniei, să fiți ceea ce noi profesorii am dorit să ajungeți. O împlinire de cultură, de știință, de seminătate și armonie sufletească, de personalități adevărate, care se nasc și se trag din matricea liceului nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze până la viața. Absolvind acum acest liceu, înțeleg că am învățat aici nu doar să știu, ci mai ales să fiu. Am învățat în orele de curs, după modelul oamenilor de la catedră, că lucrul bine făcut este indispensabil în existența noastră, că valorile de care ne înconjurăm ne determină personalitatea și că atunci când ne dorim ceva de la viață, numai cerul ne poate fi limita. Datorăm cu toții recunoștința cadrelor didactice, iar pe această cale, aș vrea să le mulțumesc din tot sufletul, în special domnului meu dirigente Macedon Petru și domnului director Lisevic Ovidiu, care mi-au fost alături mereu. Și nu în ultimul rând, domnului primar, care a binevoit să organizeze acest eveniment deosebit, prin intermediul căruia ne putem lua rămas drumuri de la alții. Sunt că am fost parte integrantă a acestei instituții de învățământ, că m-am bucurat de privilegiul unei educații de valoare, că am cunoscut oameni minunați care vor constitui pentru mine modele în viață și care și-au pus amprenta asupra formării mele umane și profesionale. Vă mulțumesc! La lotul național de tenis. Așa mi s-a spus. Încescu de Andrei. Stimat auditoriu, am deosebită onoare să reprezint în calitate de manager o instituție de învățământ cu un număr de 360 de absolvenți,
pe care îi lansăm pe piața muncii sau către învățământul superior. Convinși că am făcut tot ce ne-a stat în putință, să-i ajutăm să-și contureze visele profesionale, să devină responsabil față de evoluția lor intelectuală, spirituală și materială, să le insuflăm curajul de a depăși toate obstacolele din viață cu înțelepciune și demnitate. Să ne bucurăm așadar că am reușit să străbatem umăr la umăr 4 ani drumul Golgotei cunoașterii, să sporim zi de zi abilitățile, deprinderile și competențele elevilor noștri, care ne vor reprezenta în diferite cercuri educaționale sau sociale. Sperăm că semințele pe care le-am sădit noi să fie ajuns într-un sol fertil, iar educația noastră să prindă roade, să-i vedem pe tineri adunați azi aici, cum ajung peste ani maturi, responsabili, independenți financiar, cu spirit civic, mândri să trăiască și să lucreze în țara lor, recompensați pe măsura meritului și muncilor. Indiferent pe calea pe care o vor alege de aici acolo, noi tragem nădejde că vor ține cont de toate sfaturile noastre pertinente, de toate învățăturile venite din experiența didactică și personală. Așadar, așteptăm ca acești boboci prezenți aici să înflorească, să-și etaleze cunoștințele de prindere prin toate locurile unde vor ajunge, conștienți că o părticică din fundamentul personalității lor am clădit-o noi, profesorii de la Liceul Ștefan Procopiu. Astăzi, la finalul unui drum, vă doresc să fiți puternici în lumea dezlănțuită, să înfruntați cu același curaj futurul, să arătați lumii că sunteți construiți pentru a fi cei mai buni. Mult, mult succes! Așteptată, frumoasă și sperăm ca această tradiție să continue. Ordinea tragerii la sorți a fost ca liceul Cogălnicianu să fie la urmă, dar cum se întâmplă de obicei în viață, cei din urmă vor fi cei mici. Iar mie, deoarece sunt la final cu discursul acesta, îmi vine ușor, deoarece lucrurile importante au fost spuse. Eu nu pot decât să vă felicit pentru absolvirea acestei etape din viața voastră,
pe voi, părinții voștri, profesorii care v-au îndrumat. Nu pot decât să vă urez mult succes la examenul de bacalaureat, la admiterea în învățământul superior, să vă urez multă sănătate și, bineînțeles, mult noroc. Cele două sunt legate, pentru că și cei de pe Titanic au fost sănătoși, dar n-au avut noroc. Așa că, încă o dată, noroc, sănătate, să faceți cinste părinților, școlilor pe care le-ați absolvit, orașului în care trăiți, pentru că despre Vaslui trebuie să audă și lucruri bune. Pentru că se întâmplă lucruri frumoase în acest oraș mic, dar cu oameni deștepți. Mult succes! Să facă pozele cu de grup. Stop it!
ascultăm, în timpul de ploaie, an de liceu!